Numele juriștilor care ați afirmat la un moment dat că au consumat etnobotanice în timpul programului. Nu știu cum îl cheamă pe acel personaj care a fost mediatizat în Timișoara destul de bine în urma faptului că cei din direcția fiscală au făcut o sesizare care o conduită suspectă, care e tipică pentru consumatorii de etnobotanice, s-a și venit. Dar numele lui, spuneți o numele echipă, lui. Nu știu, chiar nu știu numele, nu știu cum îl cheamă. Dar s-a și venit în direcția fiscală atunci de către o echipă care n-a putut să scrie în raport că a consumat, dar neoficial a afirmat că toate simptomele comportamentului lui conduc la suspiciunea că a consumat etnobotanice. Până la urmă, a rămas așa, în ceață, că ar fi fost vorba despre, nu știu ce, țigară, despre care nu se știa ce conține. În fine, nu îmi pierd vremea cu lucruri din astea, însă unii au tupeu. În loc să-și vadă de treabă și să încerce să se reabiliteze când ajung cu imaginea destul de șifonată, cum a fost și cazul în speță, ies în față mereu și sunt ocoși. Domnule primar, tot dumneavoastră ne-a spus la vremea respectivă că nu a fost vorba de etnobotanice, că a fost altceva. Da, cum de v-ați răzgândit? Nu m-am răzgândit, am spus că au fost suspiciuni, dar nimeni n-a putut. Nu m-am răzgândit, exact asta v-am spus și atunci. Nimeni nu a scris într-un raport, n-a putut face o susținere cu probe indubitabile că s-au consumat etnobotanice, că simptomele după conduită au dus cu gândul la așa ceva, dar explicațiile care au fost date au fost că cineva ar fi lăsat nu știu ce pachet de țigări și fără să se știe despre ce e vorba, s-a fumat dintr-o țigară. Asta v-am spus atunci, asta vă spun și acum.